Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă Găsește-mi dispozitivul. Această aplicație face parte din suita de aplicații Google. Am văzut că de multe ori, fără să vrem, ne pierdem telefonul mobil și prin această aplicație putem să vedem exact unde este acest telefon, dacă acesta este deschis. Mergem în magazin Play și căutăm aplicația Găsește-mi dispozitivul. Apăsăm pe aplicație și apoi dăm Instalează. Vom vedea imediat cum putem utiliza această aplicație. Dăm deschide și acum ne logăm cu contul Google. Permiteți găsește în dispozitivul să acceseze locația acestui dispozitiv. Locația exactă în timpul folosirii aplicației. Accept. După cum puteți vedea, ne arată aici unde suntem noi. Galaxy S10 unde este? În mâna dumneavoastră. Ne uităm la celelalte dispozitive care le avem. Galaxy Tab A. Să vedem ultima dată unde a fost văzut. Și Huawei P10. Dacă dorim, putem să-l sunăm. Sunetul. Galaxy Tab A. Dacă apăsăm pe i, vedem e-mail, prima înregistrare 27 noiembrie 2017, ultima conectare 25 iunie 2022. La Huawei P10. La Galaxy Tab A apăsăm informații, prima înregistrare 17 iulie 2020, ultima conectare 25 iunie 2022. Și putem adăuga mai multe dispozitive. Și vedem că are 8% bateria. Și telefonul nostru, dăm informații, prima înregistrare în 10 septembrie 2020, ultima conectare în 25 iunie 2022. Și vedem Galaxy S10 unde este acum în mâna dumneavoastră și folosește netul Digi 88 de 968. Putem vedea prin această aplicație doar dacă este conectat la internet. Vedem dispozitiv localizat. Acest dispozitiv a fost localizat cu aplicația Găsește-mi dispozitivul. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant, Educație deschisă pentru toți, cred.